Această notificare a Uniunii Europene vine după ce autoritățile noastre au pledat încă de anul trecut pentru păstrarea pe piața mititeilor, pentru că sunt produse tradiționale românești. Inițial, Uniunea Europeană anunțase că va interzice toate produsele care conțin bicarbonat de sodiu, indiferent din ce țară provin. Oficialii Uniunii Europene au reluat discuțiile pe tema micului tradițional românesc. După îndelungi discuții și evaluări, s-a ajuns la concluzia că acea cantitate de bicarbonat care se regăsește în compoziția micului respectă toate normele. Așadar, românii pot fi fericiți și consuma în continuare tradiționalii mici. Astfel, vechea rețetă de preparare a mititeilor se va păstra, dar cu condiția să nu fie făcut din carne de pui dezosată mecanic, care conține resturi de piele sau oase. Sortimentele de carne permise pentru a intra în amestecul cărnii de mici sunt de porc, de vită, de curcan sau de struț. E tradiție românescă și sunt foarte buni. Se poate consuma mici cu cantitate moderată de bicarbonat. La noi, să spunem, în România, cine cam place noi este mici și berea. Dar depinde și de ce are în el, ce... Și cumpărați din anumite locuri, bănuiesc. Da. Exclus supermarketurile. Pe lângă România sunt și alte țări care au produse asemănătoare și pentru care se va face o excepție de la regulă, cum ar fi Grecia, Slovacia, Croația, Bulgaria și Turcia. Votul final în această problemă se va da pe 20 februarie la Bruxelles, dar specialiștii susțin că va fi o formalitate pentru că rețetele și regulile sunt foarte clare.